Nu se poate trăi fără teatru. Este o replică din Pescărușul lui Cehov, atât de adevărată și de actuală. Nu se poate trăi, oameni buni, fără visare, fără frumos, fără speranță, fără teatru. Un suflet care nu primește acest flux de trăire și de frumusețe se ofilește. Noi vom încerca din toate puterile să vă fim în continuare aproape și să vă aducem teatrul în case. Ediția din acest an Adafest, exclusiv online, a fost o soluție de a fi alături de dumneavoastră chiar și în condițiile dure impuse de ce se întâmplă. Sperăm că spectacolele v-au fost pe plac și v-au vaccinat cu frumusețea extraordinară a teatrului. Și mai sper să ne revedem cât de curând în sălile de spectacol, să trăim acolo împreună magia textului dramatic rostit cu talent, sub lumina reflectoarelor. Acolo, sub lumina reflectoarelor, sufletele noastre se hrănesc reciproc și spiritul se înalță. Până la o viitoare ediție Adafest, pe care o dorim cu toții în sala de teatru, vă spun cu plecăciune din partea întregii echipe a Teatrului Alexandru Davila din Pitești, rămâneți cu bine și să ne revedem sănătoși. În vremuri grele, medicamentul cel mai bun este iubirea. Așa că iubiți-vă, oameni buni. Iubiți-vă.